Unirea din 27 martie 1918 a fost sărbătorită la Soroca printr-un marș automobilistic și prin desfășurarea unui tricolor imens de peste 50 de metri. În câteva locuri emblematice din oraș au răsunat versuri și cântece patriotice, iar participanții la eveniment s-au prins în Hora Unirii. Sărbătoarea Unirii Basarabiei cu România a debutat la Biserica Sfinții Martiri Brâncoveni, iar de acolo a continuat cu un marș automobilistic. Ceea ce facem în fiecare an nu este altceva decât o lecție de memorie, pentru că nu avem dreptul să uităm ceea ce înaintașii noștri, cu multă demnitate, cu multă dragoste de neam, cu multă credință, au reușit să facă. Un lucru măreț, un lucru important, un lucru pe care noi nu avem dreptul să-l uităm nici când. Localnicii au venit la eveniment ținând în mâini tricolorul. Un drapel imens de peste 50 de metri a fost adus până în fața cetății Soroca. Acolo cei prezenți au cântat imnul tuturor românilor și s-au prins în Hora Unirii. Cântece și versuri patriotice au răsunat și la monumentul generalului român Stan Poietaș. Acest eveniment este unul care îndeamnă să ne cinstim înaintașii, să țină sus flacăra neamului, a patriotismului, a românismului și împreună să știm că toate sunt în numele viitorului, în numele copiilor noștri. Noi, basarabenii de aici, de la Soroca, suntem acei români care ne cunoaștem demnitatea și destinul nostru. Unirea nu este pentru noi un scop. Ea este calea noastră și această cale noi vom parcurge cu demnitate. Vrem ca sărbătoarea zilei de 27 martie să devină una națională. Asta este dorința noastră, să nu uităm ceea ce au făcut înaintașii noștri, pentru că asta a fost o jertfă pentru neamul nostru, pentru ca noi astăzi să ne simțim mândri că suntem români, că putem vorbi liber în limba română, că putem purta tricolorul. Potrivit extrasului din procesul verbal al ședinței Sfatului Țării în ziua de 27 martie 1918, a avut loc unul dintre cele mai importante evenimente din istoria românilor. Sfatul Țării a votat unirea cu România. Astfel, Basarabia a fost prima dintre provinciile istorice românești care a revenit acasă la patria mamă.